Salut prieteni și bine v-am găsit! Astăzi ne aflăm la Săftica în baza de pregătirea celor de la Dinamo. L avem alături de noi pe Alex Pop, golgheterul echipei. Salut Alex și bine te-am găsit! Salut, bine v-am găsit și eu! Alex, trebuie să-ți mărturisesc. În drum spre Săftica mă gândeam ce introducere să-ți fac, dar cred că cel mai bine te las pe tine să-ți faci o scurtă descriere suporterilor din Aoviș care ne urmăresc în acest moment. Păi, în primul rând, cred că prima calitate pe care am sunt un un om muncitor, îmi place să muncesc, îmi place să mă antrenez. Îmi place și mai mult că am ajuns la această echipă mare. Sunt și un băiat ambițios, tot timpul vreau mai mult de la mine, mai mult de la echipă, tot timpul tind la, la cel mai înalt nivel. Alex, suntem la Săftica. Din ce mi-ai transmis înainte de interviu, tu aici stai. Cu cine mai ești în cazare aici? Da, aici la Săftica, din iulie de când am ajuns aici. Aici am rămas. Păi sunt eu aici, e Filip, uh, Alin Buleică, Vasile Buheescu, uh, juniorii Bobia, Șerban. Uh, sunt și jucătorii străini, spanioli, francezi? Bena este aici. Uh, Ghezali, nu știu dacă, uh, el cred că stă la apartament. Cum, cum, este viața la săftic atunci când nu, ai, când nu faceți antrenament? Păi după ce terminăm antrenamentul, avem, tot timpul avem masă, avem bucătar, mergem, ne odihnim, iar după odihnă avem liber, avem sala, este, este deschisă tot timpul la orice oră, mergem, avem refaceri, putem să facem oricând, putem să folosim terenul dacă vrem, deci este un mediu profesionist și putem să profităm la maxim de el. Din ceea ce văd, aveți un teren sintetic care arată foarte bine și, bineînțeles, terenul de iarbă care și el se prezintă în condiții foarte bune. Da, avem și terenul sintetic pentru când va veni iarna, când va fi zăpadă, la avem, ne putem baza pe el, iar terenul de iarbă, cum vedeți, chiar este foarte bun. Ne... Toată lumea are grijă de el, este foarte bun. Alex, Alex, stai aici, este foarte multă liniște după cum se poate observa, natură, multă verdeață. Îți spirește mai mult să stai aici sau poate ai fi vrut să stai în chirie, într-un apartament din București? Sincer, îmi place mai mult să stau aici, chiar dacă sunt însurat, soția mea stă, stă la Cluj, deci pentru mine e perfect să stau aici, e liniște, pot să mă gândesc doar la fotbal aici, tot ce vedeți este doar în jurul fotbalului. Haideți să vorbim și de fotbal, dacă tot ai menționat, Alex. Ai venit în vară, primul tău meci la echipă a fost un amical cu CS Tunari. Oarecum tu ai venit, să zic, de nicăieri la Dinamo, adică nu au existat zvonuri în prealabil. Spune-mi, te rog, cum s-a petrecut această mutare? Pe ultima dată am evoluat pentru Udor Heisecuiesc, în Liga 3 -a. Am jucat finala de promovare pentru Liga 2 am pierdut-o la penaltiuri. Am fost golgheterul seriei, iar după ce s-a terminat, am primit un telefon. Alex, ești de acord să vii să vezi cum e la Dinamo? În secunda doi am, am spus da, n-am negociat nimic, am venit la nu, a doua, a treia zi, am fost prezent la bază și am dat drumul la treabă. Probabil știi și tu, în vară au existat foarte multe discuții, zvonuri, cum vrei să le zicem, că Dinamo nu are bani, că nu au condiții de antrenament, că nu se scrie un campionat. Care, a fost, sau care au fost factorii care te-au te -au făcut să te hotărăști să vii la Dinamo? Sincer, chiar dacă vedeam tot, tot ce ai spus tu, vedeam la știri, vedeam la televizor, chiar nu m-a interesat deloc. Când am auzit că este vorba de Dinamo, am zis, o jumătate de an, un an, cât va fi, trebuie neapărat să profit de această ocazie, că pa, e unic în viață să joci pentru acest club. Și care au fost la început condițiile pe care le-ai întâlnit? Sunt în la fel ca cele pe care le vedem acum? La început, într-adevăr, a fost mai greu până, până ne-am reglat puțin, până s-au așezat lucrurile, a fost mai greu. Terenul, chiar când am ajuns, nu era cum arată acum, dar toate s-au reglat pe, pe parcurs. N-am avut bucătar la început, acum avem și bucătar, n-am avut magazioner, avem magazioner, avem echipament, deci lucrurile s-au reglat și merg, merg spre bine. Au fost și câteva rezultate în meciurile amicale care au dublat oarecum această stare de incertitudine la Dinamo. Da, au fost niște înfrângeri dureroase în amicale. Amintim, ne amintim de acel meci cu Slobozia, ne amintim de meciul cu Unirea Constanța, FCSB2, chiar au fost niște, niște meciuri în care am pierdut destul de rău. Dar, cum se vede, cum evoluăm acum, este un pas imens, ne antrenăm zi de zi, avem parte de cele mai bune condiții pentru a face asta și se vede că progresăm, progresăm în fiecare zi. Ultimele rezultate au fost destul de bune, aveți câteva etape fără înfrângere, ați legat două victorii consecutive pe teren propriu în campionat, ați făcut egal în Cupa României cu o echipă de prime șalon, o echipă cu pretenții de play-off. Cum am spus, se, s -au văzut, se văd lucrurile că sunt, sunt pe drumul cel bun. Am început să ne cunoaștem, am început să înțelegem ce, ce ne cere mister, am început să ne cunoaștem noi între noi, să reglăm relații, să creăm o familie. Asta, asta a fost cel mai important și cel mai uh, rapid lucru de făcut. Să fie și primele etape, factorul principal pentru care sunteți din acel punct până în acest moment, în a doua jumătate a clasamentului? Cu siguranță. Părerea mea că dacă campionatul ar fi început acum două, trei săptămâni, ne prezentam cu, -un, cu totul alt mod. N cu siguranță aveam mult mai multe puncte și eram deja în zona de play-off. Dar fiindcă noi am luat lucrurile din mers, o săptămână înainte eu am ajuns la echipă, în timpul campionatului am ajuns alți jucători, până am început să ne înțelegem, până am început să reglăm niște relații, a durat ceva timp. Dar acum culegem, ca să zic așa, laurii. Chiar și în acest context rămâne play-off obiectivul principal? Bineînțeles. Și când am traversat perioada aceea cu trei înfrângeri consecutive, Playoff-ul rămânea un obiectiv pe care neapărat trebuie să-l atingem. Acum urmând niște meciuri mai. nu ușoare, mai accesibile, să zic așa. Trebuie neapărat să legăm victoriile și să ne apropiem cât de mult se poate de playoff, dacă nu chiar să intrăm. Joci la echipa din Ștefan cel Mare, dar nu evoluați în Ștefan cel Mare. Cum este acest paradox? Da. Mă depășește sincer această, această întrebare. Îmi pare rău că nu putem să, să jucăm în Ștefan Mare, dar totuși la Giorgiu avem niște condiții foarte bune. Avem un teren foarte bun care ne avantajează din toate punctele de vedere la Giorgiu. Chiar ne simțim oarecum acasă acum. Ați început sezonul la Clinceni, v-ați multat ulterior la Giorgiu, după cum ai menționat și tu. Crezi că v-a afectat randamentul faptul că a jucat pe două terenuri diferite considerate pe teren propriu? Nu știu dacă ne-a afectat randamentul. Deși este destul de greu să în fiecare meci, înainte de fiecare meci, tu pleci cu două, trei ore înainte, când joci acasă pleci cu două ore înainte, joci în deplasare pleci cu o zi, două înainte sau cu 5 6 ore înainte. Deci, asta pot să spun că este un lucru mai supărător. Dar noi oriunde am jucat, trebuie să ne facem treaba cât putem de bine și să câștigăm. Și oriunde ați jucat, fie meci considerat pe teren propriu sau în deplasare, suporterii au fost lângă voi, fie la Clince Giurgiu, Turgu Jiu, chiar și la Baia Mare. Da, suporterii, ce pot să le tot timpul o să au fost și vor fi alături de noi, sunt convins de asta. Acum, mai mult ca niciodată, cred că văd și ei că trecem printr o perioadă bună și așteptăm un număr și mai mare. Încă de la începutul sezonului s-a vorbit Intens de varianta Arcul de Triunf. Ce ar însemna asta și pentru voi, dar și pentru suporteri? Crezi că ar veni într-un număr și mai mare la stadion? Dacă ar fi să jucăm pe Arcul de Triunf, cred că ar fi ceva extraordinar. În... Cu siguranță vor veni un număr mult mai mare dacă am jucat acolo. Dar din ce am văzut, nu știu dacă avem vreo șansă anul acesta. Sperăm totuși ca de la anul să, să putem intra acolo. Spune-mi, te rog, Alex, m-am documentat, am văzut că ai bifat mai multe echipe până la 29 de ani, Liga 2, Liga 3, până la momentul transferului la Dinamo, lumea nu prea auzise de Alex Pop. Este acesta momentul de apogeu pentru tine sau momentul exploziei? Poate fi, de ce? De ce nu? Eu oriunde am fost, chiar dacă am jucat la Liga 3 sau la Liga 2, oriunde am fost, am încercat să-mi fac treaba cât pot de bine și să dau totul pentru fiecare echipă. Acum, mai mult ca niciodată, trec și pentru o perioadă mai bună, Trebuie să fac mult mai mult decât am făcut până acum. Prin felul tău de a fi, prin felul de a te pregăti și prin randamentul pe care l-ai dat pe teren, ai devenit, din ce am notat și eu la meciuri, un fel de favorit al publicului. Suporterii te cheamă, te aplaudă, îți strigă numele, chiar vorbesc cu tine la finalul meciurilor. Cum, cum e relația ta cu ei? Mă simt foarte, foarte bine când aud că sunt chemat, sunt aplaudat, sunt întrebat, chiar și pe rețele de socializare, multă lume mă întreabă, răspund cu mare plăcere. Este un lucru pe care, sincer, nu l-am întâlnit până acum la, la, nicio echipă. Mă bucură foarte, foarte mult că este asta și cred că au văzut că sunt un băiat muncitor și ambițios și tot timpul o să dau tot ce pot la orice mea, indiferent că joc cu Liga 5 sau cu Liga 1, eu tot o să dau tot ce pot. Dinamo Steaua, Arena Națională, 20.000 de suporteri în tribună. descrie-mi te rog, ce ai simțit la meciul acela? E descris în cuvinte destul de greu. Când am intrat pe teren, după ce am făcut încălzire, abia atunci am început să realizez că, de fapt, stadionul e arhiplin și ce fac acum? Și am zis, Alex, alergi, muncești, arăți că meri să, să îmbraci tricoul acestei echipe. Și asta am făcut. Din păcate ați pierdut. Cum au fost zilele de după meciul respectiv? V-au apostrofat fanii? Te-ai primit mesaje mai neplăcute, ca să zic așa? Da, și undeva chiar înțeleg că am primit mesaje mai neplăcute, fiindcă am avut două, două ratări destul de mari. Poate dacă nu simțeam așa, nu știu, presiune așa mare, deși asta nu trebuie să fie o scuză și nu vreau să fie o scuză. Poate aș fi marcat atunci, dar m-au împiedicat, să zic așa, am luat decizii proaste. referitor la cel match, 3-4 zile chiar a fost o atmosferă foarte, foarte apăsătoare. Îmi pare rău, și acum încă îmi pare rău pentru acele Cu siguranță, dacă aș fi marcat un gol atunci, am fi câștigat cu, cu CSA Steaua și era un moment foarte frumos pentru club și pentru echipă. Uh, un șut în fund este un pas înainte, cum se spune. Imediat după ați început să legați și mai bine jocul, chiar și meciul respectiv, din ce s-a văzut la televizor, ați dominat în mare parte partida, chiar dacă n-ați câștigat. După au venit și victorile. Cum va a vorbit mister, cum va a motivat după acea înfrângere? Cred că meciul cu CSA l-am dominat cap coadă, am avut ocazii foarte mari. Iar ei, fiind probabil echipa mai matură, mai obișnuită cu, cu presiune, ne-au învins. După, meciuri, după orice meci, că a fost victorie, că a fost înfrângere, Mister a știut foarte bine cum să, să ne motiveze. Nu stop a crezut în noi și încă crede. Ne-a ambiționat, meci de meci, antrenament cu antrenament. Iar asta s-a văzut după aceea. Dânsul chiar merită mult, mult respect pentru chestia asta. Iar noi, după acel meci cu CSA, ne-am adunat în vestiar și am spus lucruri pe nume, băieți, am făcut un meci bun, dar nu tot timpul câștigi cu făcând meciuri bune. Trebuie să, să facem ceva, să fim mai pragmatici și să, să câștigăm meciul. Cel mai important este să, să adunăm puncte. Iar asta am făcut după acel meci. Domnul Burcă, încă de când a venit la echipă în vară, a avut același discurs, chiar și după înfrângerile dinamicale, chiar și după victorile care au venit și din ce a transmis și dânsul, nu s-a bătut de la principiile sale. Cât de important este el în Vestiar? Este foarte important. În primul rând, ne-a arătat care încredere în ce lucrează și am ajuns și noi să avem mare încredere în ce lucrăm la antrenamente. Bineînțeles că având rezultate mai puțin bune, noi deja începem să ne întrebăm, bă, oare facem ce trebuie, oare unde ar trebui să lucrăm, dar mister a rămas pe același plan tactic, pe același plan din punct de vedere al antrenamentului să dominăm, să avem posesia, să ne creăm ocazii, să jucăm ofensiv, să facem pressing, să fim agresivi. Noi tot asta am lucrat de când am început și acum se vede că nu ne-am abătut principiilor lui. Alex, pe 24 octombrie este o dată importantă pentru suflarea dinamovistă. La tribunal va fi prezentat noul plan de organizare modificat al societății Dinamo. În cazul în care ulterior va fi aprobat, suporterii ar urma să dețină 99% din acțiunile clubului. Ce ar însemna asta pentru Dinamo, în primul rând? Cred că ar fi cel mai bun lucru ca suporterii să dețină 99% din acțiuni. Să, să, știm că echipa asta nu-i chiar a nimănui. Să fie echipa suporterilor, iar restul cu siguranță o să se regleze și mai bine decât până acum. Oarecum mă depășește întrebarea. Eu încerc să să fiu concentrat pe ce pot eu să fac și anume să mă antrenez cât pot de bine și la meciuri să dau totul. Chestiile, din punct de vedere administrativ, chiar, chiar mă depășesc. Afară de suporteri, a mai fost cineva alături de voi? Și bineînțeles și staful și oamenii din conducere. Oamenii care vin aici zi de zi la, la antrenament, care se ocupă de teren, care se ocupă de, se ocupă de haine, de bunul mers al echipei, și ei trebuie să fie uh, menționați. În rest, noi, staful tehnic, staful administrativ, precum ai spus și tu, suporterii, cam asta este familia noastră. Alex, acum pe final vreau să îndulcim un pic așa interviul pe care îl facem. Acum o să spun câteva întrebări și tu să-mi răspunzi din punctul de vedere colegul pe care îl regăsești cel mai bine în răspunsul întrebării respective. Ok? Alex, cel mai amuzant investiare este? Moura. De ce? Stilul lui are un stil așa aparte, stilul lui așa brazilian, chiar, chiar pe el pot să-l cel mai amuzant. Deci el se ocupă și de atmosfera pozitivă? Da, 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 da. Cel care face playlist-ul este? Amzar? Cred că Amzar. Dar în ultimul timp s-a ocupat mister de playlist. Nu va mai lăsat pe voi să vă puneți muzica? Nu. Um, cel care stă cel mai mult în oglindă înainte de mes sau de antrenament? Țără. Se ocupă foarte mult de propria imagine. Da. <laughs> cel care ajunge mereu primul la antrenament este? Fara. Cel care ajunge mereu ultimul? Bordușanu. <laughs> care este jucătorul cel mai înnebunit după modă? Mm jucător care ți se pare că se îmbracă cel mai bine? Țără. Tot țără. Cel mai tehnic jucător la antrenament este? Bani sau Bordușanu, dar cred că Bani. Cel mai bun executant de penaltiuri? Alin Buleica. Cel mai dur jucător de la antrenament? Cred că eu. <laughs> Și cel mai bun jucător al echipei? Toți, toți, sunt foarte buni. Să dau unul, un nume, n-aș putea. Alex, o promisiune pentru sporterii din Amoviști acum pe final? O să dăm totul pentru fiecare meci, pentru fiecare minge și îi rugăm să fie alături de noi număr cât mai mare. Asta e și mesajul pe care l-ai pentru ei? Da. Bine, Alex, mulțumim.